un colț pitoresc unde s-a păstrat un patrimoniu istoric, cultural și spiritual unic în Europa, în județul Neamț, amintirea unor veacuri greu încercate este prezentă prin ctitoriile domnitorilor care au ridicat în vremuri de restriște monumente de o frumusețe inegalabilă. Includerea bisericilor pictate în patrimoniul cultural mondial UNESCO este o binemeritată recunoaștere internațională pentru Neamț. Mănăstirile ortodoxe Războin, Tazlău, Văratec, Neamț, Secu, Sihăstria, Agapia și Schitul Agapia Veche au fost construite în urmă cu mai bine de 500 de ani. Raritatea acestor bijuterii arhitecturale atrage un număr din ce în ce mai mare de turiști. Împreună cu toate valorile din această localitate, din Vânător Neamț, oferim deci posibilitatea celor care vizitează România, care trec prin locurile acestea, să se minunieze de ceea ce ne-a venit nouă din istorie și, bineînțeles, avem posibilitatea să arătăm în ce fel astăzi școala de astăzi, seminarul teologic, oferă în continuare creatori de valoare. Oaspeții din străinătate, acele de-a patra ediție a Congresului European de Turism Rural, desfășurat la Piatra Neamț, au apreciat obiceiurile și tradițiile acestui loc. Turiștii preferă destinațiile încărcate de istorie, cultură și aici există astfel de oferte. Am vizitat România în 1964, în luna de miere, dar nu am fost în Moldova. Aveți mănăstiri unice, o bogată moștenire culturală, ceea ce este un atu față de multe țări din Europa. De asemenea, am fost impresionată de ansamblurile folclorice. Este o plăcere să privești acești artiști. În Anglia avem cântece deosebite, dar nu avem costume populare atât de frumoase. Invit bunicile și mamele să transmită tinerelor generații maestria confecționării acestor costume. Timpul petrecut la țară, departe de aglomerația urbană, a însemnat liniște, așadar cheia unui concediu plăcut. Aveți sate minunate cu oameni care au păstrat tradițiile cu sfințenie, iar unicitatea mănăstirilor este o atracție pentru oricine. Moldova este un loc deosebit.